Jurnalele RTT. S-a încheiat prima zi de anchete rutiere desfășurate de Compania Națională de Autostrăzi și Infrastructură Rutieră, în colaborare cu Poliția Română. Drumarii își propun la fiecare 5 ani să afle date despre valorile de trafic, traseele urmate de vehicule, încărcătură, pe care să le folosească pentru stabilirea strategiilor viitoare. Este o activitate pe care noi o desfășurăm odată la 5 ani. În felul acesta încercăm să aflăm care sunt principalele tendințe de trafic. Acest lucru, din păcate, nu se poate realiza altfel decât oprind șoferii în trafic și întrebându-i de unde vin și unde se duc. Pentru fiecare șofer, răspunsurile durează în jur de un minut, un minut și jumătate, deci nu este un timp de așteptare foarte îndelungat. Toate datele sunt anonime, deci nu se înregistrează numele șoferului sau numărul mașinii și așa mai departe. Aceste date ne sunt absolut necesare pentru a ști unde să facem dezvoltări pe infrastructura rutieră în viitor. În cazul transportului de marfă, șoferii sunt întrebați și ce fel de marfă transportă, iar la transportul de persoane se solicită și numărul de pasageri. Ancheta s-a desfășurat pe mai multe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale, dintre care 10 din județul Brașov. Următoarele anchete rutiere sunt programate în 12 și 26 octombrie. Seria de evenimente dedicate centenarului încoronării a ajuns la Brașov. Sala festivă a Colegiului Național Andrei Șaguna, atât de încărcată de istorie, a fost locul în care elevii brașoveni au fost invitați să vadă documentarul despre familia regală. Este nu numai despre momentul festiv pe care sărbătorim 100 de ani de la încoronare, este și despre România regală, despre România anului 1922. Și iată, astăzi la Brașov am vorbit despre Brașovul anului 1922. Am considerat că în calitatea mea de istoric local și de director al Muzeului Județean de Istorie Brașov, care este partener în acest proiect, este foarte important să venim și cu această informație suplimentară legată de Brașovul de acum 100 de ani. Alături de Nicolae Pepene, ambasador al evenimentelor organizate de Universitatea Petre Andrei din Iași, este și istoricul Adrian Cioroianu. Reprezintă un reper, aș spune, chiar și pentru România de astăzi, această încoronare din 15 octombrie 1922, pentru că iată-ne la 100 de ani distanță, celebrând centenarul, ne determină să ne întrebăm cum anume a evoluat această societate românească, orașele noastre, țara noastră, cum a evoluat în acești 100 de ani. După vizionarea documentarului din sala festivă a Colegiului Național Andrei Șaguna, caravana s-a îndreptat spre Sinaia, la Castelul Peleș, pentru manifestări similare. Joi, la cinematograful Astra din Brașov, va avea loc cea de-a treia proiecție, însoțită de comentariile celor doi istorici și ale criticului de film Irina Margareta Nistor, un alt ambasador al caravanei. În acorduri de Carmina Burana, Filarmonica Brașov va da joi seară startul celei de-a 145-a stagiuni. Orchestra simfonică dirijată de maestrul Cristian Oroșanu va cânta așadar celebra Carmina Burana de Carl Orff. Soliștii serii de 29 septembrie vor fi soprana Alexandra Grigoraș, baritonul Adrian Mărcan și tenorul Ștefan von Korch. Pe scena Sălii Patria va urca și corul Filarmonicii de Stat Transilvania din Cluj-Napoca. Stagiunea aniversară, cea de-a 145-a, a fost foarte mult așteptată, iar Filarmonica va continua colaborările cu unii dintre cei mai renumiți artiști ai lumii muzicale internaționale și cu cei mai importanți artiști români ai momentului, cum ar fi Horia Mihail, Cristian Oroșanu, Răzvan Popovici sau Florin Ionescu Galați, spune managerul Ioan Dragoș Dimitriu.
Filarmonica Brașov și-a diversificat paleta de repertoriu în ultimii 2 ani și veți fi invitați la Sala Patria să ascultați concerte care aparțin diferitelor genuri, de la muzică clasică la jazz sau pop. Filarmonica Brașov este un loc de întâlnire pentru comunitatea brașoveană, un loc în care sufletul și mintea își găsesc armonia, menționează Ioan Dragoș Dimitriu. Concertul de joi, pentru care miercuri se repeta, se va relua și a doua zi. Astfel, pe 29 și 30 septembrie, începând cu ora 19, la Sala Patria se va cânta celebra Carmina Burana, o conexiune artistică între trecut și prezent, o transpunere a poeziei medievale timpurii în zilele noastre și o expresie a universalității experienței umane. Până miercuri, pentru ambele concerte se vânduseră aproape toate biletele. Se înregistrează mai puține cazuri noi de COVID-19 față de raportarea precedentă. La nivel național, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1425 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cu 437 mai puține față de ziua anterioară. Referitor la situația epidemiologică privind COVID-19 în județul Brașov, instituția prefectului informează că, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, numărul de cazuri confirmate de la începutul pandemiei a ajuns la 123.585, dintre care 40 de cazuri de la raportarea de ieri. În ultimele 24 de ore au fost raportate 739 de teste efectuate, dintre care 214 PCR și 525 de teste rapide antigen. 48 de pacienți sunt internați acum în spitalele din județ, dintre care 3 persoane sunt internate la ATI. 2055 de bolnavi au decedat de la începutul pandemiei. Nici o persoană bolnavă de COVID din județul nostru nu a murit după raportarea de ieri. Incidența acumulată a cazurilor de COVID-19 în județul nostru este de 1,27 la 1000 de locuitori, iar în municipiul Brașov, aflat pe locul 4 pe județ, incidența este de 1,87 la 1000 de locuitori. Cele mai mari valori ale incidenței se înregistrează în comunele Homorod, Sânt Petru și Cața. Fațada Muzeului de Artă este în renovare. Începând de miercuri 28 septembrie, Muzeul de Artă Brașov se închide în vederea efectuării unor lucrări de restaurare de natură parțial invazivă. Din informațiile pe care le au la această oră din partea proprietarului și a echipei de construcție, reprezentanții muzeului estimează că această situație va dura câteva zile, după care vor putea redeschide expozițiile aflate la sediu. Între timp, sunteți așteptați să vă bucurați de artă la Centrul Multicultural al Universității Transilvania de la Rectorat, unde puteți vizita expoziția Magdalena Rădulescu, 120 de ani de grație boemă,